las cu microfonul deconectat, nu vă gândiți la asta. Mă rog, repetăm intro pentru că l-am mai repetat toată și o să fie stupid. Pe scurt, este vineri, v-am înnebunit cu Naruto, iarăși avem Naruto, continuăm manga. O să fie o chestie exact ca la Itachi, în care voi citi replicile din manga, cu tot cu comentariul meu stupid, bineînțeles. Dacă vă place să citesc manga decât să o povestesc, o să citim de acum încolo. Spuneți-mi în comentarii cum e mai mișto, să povestesc în stilul meu sau să povestesc în stilul meu plus replicile din manga. Bun, legat de seria Naruto remasterizată, în descriere aveți contul de Patreon, deveniți acolo membri gratuiți, urmează episodul 1 pe 1 august. Ne vedem acolo! Am rămas când fratele nostru Naruțelu i-a băgat un Rasengan perfect lui Pain, distrugând și ultimul corp. Ultimul Pain a fost distrus. Asta îi spune Nagato lui Conan când este întrebat ce s-a întâmplat. Naruțelu scoate acele chestii ale lui Pain pentru a-l găsi mai ușor pe Nagato și să se ducă după el. Aici Naruto își amintește ce i-a spus Pain, ce i-a spus Minato, ce i-a spus Jiraiya. Haideți să vedem exact ce i-a spus. Amândoi sperăm spre același lucru. Amândoi suntem motivați de pace și justiție. Bă, nu știu ce justiție spui tu, Pain, că tu omori oameni, dar mintea ta e ok, e ok. În partea elaltă, sora noastră Hinata se pare că n-a murit și a reușit să o trezească la viață Sakura. Katsuyu, Melku mondial și bombardier, vine să spună, domne, bine, Limax, îmi cer scuze, Melk, ești Limax. Katsuyu spune că, domne, Naruto l-a învins și pe ultimul Pain și acum se duce către Mastermind, omul care controlează totul din spate. Neji urlă că nu se poate așa ceva, că trebuie să mergem cu el. Katsuyu spune, domne, nu, Naruto vrea să ducă singur. Dar la care Melku, ăsta, la care Neji, băi, Gai Sensei, trebuie să mergem. Nu, nu trebuie să mergem. Pam, pam. Purând prin pădure Naruțelu să-l găsească pe Nagato, este abordat de Inoichi și Shika... Cum naiba îl cheamă pe tasul Shikamaru, mă? Aici Inoichi spune că Naruto, felicitări că ai reușit, acum unde te duci? Naruto spune că se duce să întâlnească cu adevăratul Pain să vorbească. Inoichi, tatălui Ino, urlă că cum se duce să vorbești, că domne ne-a distrus satul, la care Naruto zice, bă, da mă, ne-a distrus satul, dar știi care-i faza? Vreau să vorbesc cu el, vreau să văd ce se întâmplă, că cum să faci asta, trebuie să-l oprim, că este un dușman al satului. După o dezbatere destul de lungă, până la urmă, tasul Shikamaru, al cărui nume iarăși nu mai știu, Shukaku, mă, și Shukaku Nara, Shikaku, Shukaku, ați înțeles voi. Aici Shukaku îi spune că datorită fiului meu, care a învățat ce înseamnă durerea, care a învățat ce înseamnă puterea de la Naruto, am și eu încredere că Naruto va reuși. Până la urmă, băieții noștri se convin că Naruto e șmecher și blană bombă, așa că lasă să se ducă să se întâlnească cu Pain. Tot făcătorul de pace în sfârșit a venit aici. Mamă, cum a sunat asta, Nagato. Nagato o ține pe a lui, că, băi, Genjuriki, ai venit tu singur, o să-ți iau vulpea din tine și o să fac pace în lume, nu știu ce. Privindu-l mai cu atenție, cu Rinneganul, vede ura din sufletul lui Naruto, îl vede pe Ninetale Fox, care, bă, bro, te-ar sfâșia în orice moment. De ce ai venit aici, îl întreabă Nagato pe fratele nostru Naruțelu, dar la care Naruto, băi, am venit să-l văd în față pe Pain, dar, simplu, am vrut să și verific ceva. Nagato întreabă, să verifici ce? Naruto îi spune că am vrut să-l văd față în față pe inamicul pe care l-aș omorâ fără să gândesc. Naruțelu sare să-l omoare pe Nagato, însă se pune Conan în fața lui că, domne, nu-l lasă să-l omoare pe Nagato, vă dați seama. Naruto începe să plângă și îi spune că mi-amintesc când ierbivorul pervers, Pervy Sage, îmi spunea că ziua asta cu pace va veni, însă uite ce se întâmplă în continuare. Nagato îi spune că iubirea umană nu este totul și că în lume nu poți face chiar ce vrei tu. Tu nu ești un zeu, doar vrei să te răzbuni în acest moment. Așa că fă-o. Naruto îi spune lui Nagato că băi, te-aș omorâ în momentul ăsta pentru a mă răzbuna, dar
Fiind elevii lui Jiraiya, am o întrebare pentru voi. Jiraiya asta, Nagato al nostru, că ce, te ascult. Naruto întreabă cum este posibil ca niște oameni care au ieșit din mâinile acelui minunat, cum a zis, mă, brilliant, ceva genul, cel mai minunat maestru, au ieșit în halul ăsta. Tot Naruto mai spune că, băi, văd că nu sunteți la fel ca Akatsuki, doar să omorâți că vreți. E altceva la mijloc. Întrebarea lui Nagato cu acum mă urăști, întrebarea lui Pain, Naruto îi spune că, băi, spune-mi povestea voastră și atunci o să primești și răspunsul meu. Băi, deși în anime și în manga urmează un capitol separat cu The Fourth Hokage Legacy, noi îl sărim în momentul ăsta și dacă vreți să-l vedeți data viitoare, spuneți-mi și îl citim și pe ăla. Bun, să începem povestea lui Nagato, Conan și Pain. Știi, în alte circunstanțe poate și făcut un video special, dar aici se potrivește prea bine și n-am cum, frate, să vă stric această bucurie. Bun, povestea a început când părinții lui Nagato au fost uciși în timpul războiului. Dar aparent, părinții lui Nagato au fost doar niște oameni simpli, nu au fost shinobi. Și aici este problema, că ei trebuia să omoare shinobi și au omorât niște oameni nevinovați. Nagato a fost doar o victimă a unei neînțelegeri din timpul războiului, un gunoi uman, aș putea spune. În povestea separată cu Nagato, și astea o să înțelegeți mult mai mult. Nagato a mers pe străzile din Hidden Rain Village, adică orașul ploii, bătând la uși și cerând pur și simplu mâncare. Datorită războiului a fost refuzat de către toată lumea și cam asta este. Mergând, până la urmă, e găsit de către Conan, care îl aduce într-un loc de întâlnire. Nagato avea și un cățel pe nume Chibi. Foarte amuzant asta și foarte interesant. Ok. Aici Yahiko îl întreabă care e numele tău, la care fratele nostru Nagato spune Chibi. Să uite Yahiko pe modul, băi, ce nume e ăsta, frate? Nu, ăsta e numele câinelui. Păi, te-au dat pe tine, cum te cheamă, mă? Ah, Nagato. Genial. Din cauza faptului că iar au fost atacați de război, ei fiind doar niște orfani și niște copii prinși în război, cățelul lui Nagato a fost omorât și Yahiko a început să urle că când se va termina toată această poveste. Și Yahiko spune că ar trebui să devin Dumnezeul acestei lumi pentru a opri. De aici vine ideea de I'm a God al lui Pain. Băieții noștri, mergând și ajutând oamenii cu mâncare, cu tot ce au putut și ei copiii, au zis că, domne, trebuie să-i găsim pe legendarii Sanin, care știau că sunt în satul ploii, deoarece Hanzo of the Salamander, nu mai țineți minte, i-a numit pe cei trei, Tsunade, Jiraiya și Orochimaru, The Legendar Sanin. Ok. Bun, băieții noștri, Yahiko, Nagato și Conan, copiii ăștia, îi găsesc pe cei trei Sanin. Please, will you teach us ninjutsu? These kids, shall I kill them? I'm gonna stay here and look after these three for... Ok, când i-au găsit, până la urmă Yahiko s-a dus la Jiraiya, Tsunade și Orochimaru și le-a zis gen, băi, voi sunteți ninja din Konoha, puteți să ne învățați și pe noi ninjutsu, pentru că, bă, suntem orfani, suntem în război, ne bomoară ăștia pe aici fără motiv. Da, la care fratele meu Orochimaru, ha, acești copii, poți să-i omor? Pe la urmă Jiraiya spune, băi, gata cu astea, duceți-vă voi, eu o să am grijă de ei. Asta ați văzut și în episodul 16-17 din seria mea, în care am spus, care s-a numit Legendarii Sanin. Mamă, ce mă bâlbâi, frate! E greu când vorbești despre episoade din trecut pe care nu mai le știi exact, adică gen la modul episodul 15-16 din seria mea Naruto Shippuden. Bun, continuăm. Am ajuns și la Rinnegan. În timp ce Jiraiya vorbea cu ei, i-a antrenat acolo, mâncau, un ninja a vrut să le fure toți, să-l omoare pe Yahiko. Nagato, văzând chestia asta, pur și simplu și-a trezit Rinnegan. Băi, conștient suntem că nu este adevărat asta și adevărul este mult mai dur. Dar îl vom afla în povestea separată a lui Nagato, Yahiko, Conan. Vom face episoade pentru fiecare caracter din Naruto. La ora actuală pe canal este un singur episod și anume Haku, pentru că nu am avut timp să mă ocup de ele, dar vor urma unul după altul, probabil în fiecare duminică câte un episod. That he wondered if the solution to bringing peace to the world
au creat organizația Akatsuki. După ce Jiraiya i-a lăsat, după cum știți în capitolul acela cu legendarii Sanin, după ce Jiraiya i-a lăsat, au creat Akatsuki. Au crescut și ei puțin în forță și au devenit o grupare care salvau oameni, nu omorau oameni. Ok. Din cauza faptului că au devenit mult prea relevanți, să spunem, băieții vreau să-i killerească. Yahiko fiind liderul, ăsta l-a prins pe Yahiko, pe Konan, și i-a zis lui Yahiko: bă, tu ești liderul, o să te omor. Dacă nu te sinucizi tu sau nu te lași omorât, o să omor pe tipă. Îi aruncă un cuțit lui Nagato și îi spune: băi, tu ăla roșcatul, ia ăla și omoară-l pe Yahiko. Konan urlă: băi, Nagato, nu faci asta, fugiți, uitați de mine. Bineînțeles că Jego ăla nu a vrut să termine totul așa și după ce Yahiko a fost ucis, a vrut să-i omoare pe toți și pe Nagato. Când a tras cu un Fire Style să-l omoare pe Nagato, Nagato, băiatul meu, activează Rinegan-ul. Și aici vine cea mai șmecheră parte ever pe care am putut să o văd eu la Nagato în perioada anime, manga. Băi, e genială și în manga și în anime. Ideea este că Nagato o recuperează pe Konan, bineînțeles, și îi spune: băi, stai în gardă, o să-i fac eu pe ăștia praf. Deschide Rinnegan-ul ca un adevărat campion pe sate și ăștia zic: bă, hai să-l prindem de-l dracu de copil, că îi rupem capul. Și aici ni se introduce pentru prima dată în poveste statuia Gedo. Gedo, dragi sobat. Cel mai șmecher jutsu posibil ever vreodată. Nu știu dacă vă întrebați și voi dacă i-a făcut praf pe ea, normal că i-a făcut praf Nagato pe toți, și a luat leadership-ul, adică a devenit liderul Akatsuki, care era decât el și Konan, că Yahiko Saraku a fost omorât. Proto mai spune că chiar dacă te înțeleg, în continuare nu schimbă nimic din ce simt și nu schimbă nimic din ce vreau să fac. Nagato îi spune deci să înțeleg că nu renunți la gândirile lui Jiraiya Sensei. Deci cam asta este adevărul despre tine, Naruto. Deci tu ne ceri nouă, Naruto, să așteptăm când vei transforma tu lumea într-un loc pașnic și prin magia ta, nu? Și Naruto spune că dacă există pace adevărată în lumea asta, nu o să mă opresc niciodată până nu o să o găsesc. Exact cuvintele pe care le-a spus Jiraiya lui Nagato și lui Yahiko. Aceste cuvinte sunt scrise de Jiraiya în prima lui carte. Și după aceste cuvinte și arătarea acestei cărți, Nagato se gândește la ce s-a întâmplat în trecut și își amintește cuvintele spuse de Yahiko: tu vei aduce pacea în lume, doar tu poți să o faci. Ideea este că conceptul lui Nagato de a deveni un Dumnezeu pentru a aduce pacea nu a fost dorința lui Yahiko. Yahiko a dorit să ajute oamenii, nu să-i distrugă, și să ajute oamenii neajutorați, în timp ce Pain, adică Nagato, a uitat acest aspect. Suntem exact ca în povestea Sasuke și Itachi, când s-a înțeles complet greșit viața lui Itachi, dar despre asta mai târziu. Nagato întreabă cine naiba ești tu, dar în același timp îi vine în cap când a fost el întrebat cine naiba ești tu și a spus că numele meu este Nagato. La care și Naruto spune în același timp: numele meu este Naruto, este numele dat de către maestrul meu. Hei, se pare că știe povestea. Minato i-a spus mai multe chestii acolo în interior, se pare. Și până la urmă Naruto îi zice că: băi, Nagato, băi, dă-mi șansa de a schimba, crede în mine. La care Nagato îi spune: de ce te-aș crede? Nici Jiraiya n-a reușit nimic, tu de ce ai reușit? Și el a spus: pentru că numele meu este Naruto și pentru că știu ce înseamnă durerea. Apoi povestește lui Nagato despre vulpea cu nouă cozi, despre tot ce înseamnă Naruto, Uzumaki. Și aici vine o chestie foarte interesantă. Nagato spune că we are sibling students. Același cuvânt siblings care pur și simplu nu găsesc traducere în română. Ok, înțeleg, am găsit traducere că înseamnă frate, înseamnă... Dar nu-i chiar frate, e un fel de împărțim același maestru. E complicat, am văzut și în comentarii și îți mulțumesc pentru explicație, dar cuvântul siblings nu știu dacă există în română, gen traducere motamo. Ok, împărțim același maestru, am învățat aceleași lucruri, poate ar trebui să te crede, spune Nagato. Băi, hai să vă spun eu o chestie super mișto. Numele lui Nagato este Nagato Uzumaki.
și vom discuta despre asta în episodul despre el și relația sa cu Naruto. Până la urmă, fratele nostru Naruțelu a reușit să-l convingă pe Nagato care este povestea. Bă, nu este la fel ca la Itachi, pentru că am încercat să citesc replicile, dar trebuie comentate cât de cât, că altfel nu se înțelege nimic. Dar aici Nagato face Rine Rebirth și aduce la viață toate persoanele omorâte de Pain. Când a fost omorât de către Pain, Kakashi a ajuns într-un purgatoriu unde s-a întâlnit însăși cu tatăl său. Și aici află și Kakashi în sfârșit adevărul despre colț alb. Și o lumină îl învăluie pe Kakashi, în care se va întoarce înapoi în viață, tatăl său spunându-i că nu este timpul să fie aici. Să vă fac eu un rezumat până vom face un episod despre Kakashi sau un păcat. Pur și simplu, adevărul este simplu. Colț alb tatălui Kakashi, am mai discutat despre asta în episodul 1 sau 2 din Shippuden, că domne și-a trădat misiunea pentru a-și salva prietenii și pe aia a fost judecat, bla bla bla. Ideea e că Kakashi l-a urât din cauza că s-a sinucis și l-a lăsat singur. Dar s-au împăcat în sfârșit acești oameni. Și acum Kakashi se întoarce la viață. Toată lumea a revenit la viață. Și în principiu cam aici se termină povestea noastră cu Nagato. Însă mai avem puțin, mai stați. Și cam aici... Sunt toți aduși la viață. Conan discută cu Naruto și spune că Nagato a fost totul pentru mine, la fel ca și Yahiko, și visele lor vor trăi acum prin tine. Naruto o întreabă dacă se mai întoarce în Akatsuki, dar ea spune că nu, părăsesc Akatsuki, trebuie să ascund corpul lui Nagato pentru ca nimeni să nu pună mâna pe Rinnegan. E, asta vedem mai târziu. Good job. Naruto terminat, pur și simplu pleacă și se întâlnește cu Kakashi, care îi spune, bună treabă, stai liniștit, o să te car eu până înapoi în sat. Wow, să se întâlnească Naruto cu Kakashi față în față, după ce Kakashi a fost omorât și Naruto știe că Kakashi a fost omorât. Asta e bună, asta e super tare. Cărându-l spre sat, își amintește Kakashi când l-a cărat pe Naruto după ce a fost învins de Sasuke atunci în Valea Sfârșitului și Kakashi, zâmbind prin masca aia, vă dați seama că așa, zice că a devenit mai greu. Dar uite că studentul său a devenit eroul satului. Amuzant e că tot în acest moment Kakashi își amintește de Naruto când pur și simplu i-a pus să se prezinte undeva prin episodul 4 al Naruto și undeva prin capitolul 2 sau 3 din manga, poate chiar 4, nu mai știu exact, când pur și simplu i-a pus să se prezinte, frate, și Naruto a spus că el vrea doar să fie cel mai mare Hokage și să fie respectat de tot satul. Și uite că se întâmplă asta, frate. I'm so glad, Naruto. Hey, Sakura. Reckless. Idiot. Toată lumea e bucuroasă că Naruto s-a întors și că lumea este salvată, pentru că Pain, fiind liderul Akatsuki, cine mai era în Akatsuki? Frate, dar chiar cine mai e în Akatsuki? În afară de Kisame și Madara, nu mai e nimeni gen în Akatsuki. Au fost killeriți toți de Naruțelu. De aici se termină un capitol foarte mișto și o serie de 3 episoade făcute de mine, care, bă, a fost o plăcere să le fac, frate. A fost o plăcere să le fac, să le înregistrez, să le revăd, să le recitesc. Genial, aș spune. Băi, am o teorie foarte interesantă despre Naruto și vă promit că urmează un episod special, nu știu exact când, care se va numi Copilul Profeției. Și voi demonstra pur și simplu că Jiraiya nu a greșit nicio secundă când a ales Copiii Profeției. Și veți înțelege în acel episod. Până atunci, spuneți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți chestia aia cu Fourth Hokage Legacy, care este o carte scrisă de Jiraiya. Dacă nu, continuăm povestea data viitoare.